Conform datelor oferite de compartimentul de control boli transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, în săptămâna 28-11-2022, 4-12-2022, s-au înregistrat 4.003 cazuri de infecții respiratorii acute, 3.342 sunt infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 660 sunt pneumonii și un caz de gripă la grupa de vârstă 65 de ani. Astfel, potrivit raportărilor, în săptămâna menționată s-au înregistrat cu 47,1% mai puține cazuri față de săptămâna 21 noiembrie 27 noiembrie. Din analiza statistică pe grupe de vârstă, reiese că incidența cea mai mare pentru infecțiile virale ale căilor respiratorii superioare și pneumonii este la grupa de vârstă 5-14 ani. În intervalul de timp menționat, nu s-a înregistrat niciun deces ca urmare a infecțiilor respiratorii acute. De asemenea, în săptămâna 24 noiembrie 4 decembrie au fost raportate 239 de internări, cu două mai multe față de săptămâna anterioară, reprezentând 5,97% din numărul total de cazuri. Referitor la campania de vaccinare antigripală, conform ultimelor date centralizate de la începutul lunii octombrie și până astăzi, s-au vaccinat 6.630 de persoane din județul Iași, cu 1.259 mai multe față de săptămâna anterioară. Pentru sezonul rece 2022-2023, DSP Iași a catagrafiat 87.573 de persoane considerate cu risc ridicat de îmbolnăvire și care doresc să se vaccineze antigripal. Reamintim că 77.645 de doze de vaccin antigripal au fost repartizate până în prezent Direcției de Sănătate Publică Iași. În perioada următoare, cu temperaturi scăzute, Direcția de Sănătate Publică Iași recomandă populației să respecte sfatul medicilor specific sezonului rece, regulile de igienă și de asemenea să se vaccineze antigripal. Expunerea prelungită la frig poate cauza hipotermie, degerături, dar și probleme legate de starea psihică precum somnolență, pierdere de memorie, dificultăți de vorbire, iar pe vreme friguroasă se poate pierde până la 50% din căldura corpului prin extremități.